Salut, camarazi, bună dimineața, deși de fapt e aproape 11 și jumate. Uite, acum am reușit să mănânc și eu de dimineață, că a trebuit să mai pedalez, știți că am fost pe la piață să mai iau ce-mi trebuie. Mi-am luat aproape vreo 400 de grame de brânzică, am tăiat și eu două feliuți de brânzică aici, cu două ușoare fierte la meserie, cum îmi plac mie. Și acum aștept să se prăjească pâine. Am 3 felii de pâine de grâu și am băgat-o la prăjitor să prăjească. Pun un pic de ulei de măsline aici de la Grecotei cu nasuțire și o să mănânc două ușoare fierte cu două feliuțe de brânză, 3 feliuțe de pâine prăjită. Mai mi-am luat 4 litri de zeamă de varză. Vă recomand în fiecare zi câte o cănuță mică, e beton, trăiește 100 de ani, fermentată, zeama de varză. Mai mi-am cumpărat 4 litri acum, am fost special în piață și mi-am cumpărat 4 litri și le-am băgat la cămară, știi, să stea la rece. Fermentează, știi, trebuie din când în când îi mai desfac dopul ca să nu bubuie. Așa, mi-am luat și ulei de măsline, mai mi-am luat o sticluță de 750, tot de la Grecotei. Nu știu, e greaca sa seamănă cu rusa, dar știu doar câteva litere care se aseamănă cu alea rusești, dar oricum e extra virgin de măsline de la Savoidakis, e firma, Savoidakis. E bun, aialaltă era Coroni. E bun că e foarte sănătos uleiul de măsline. În fiecare zi mănânc măcar o linguriță și ceva de ulei de măsline, mâncare sau ce mănânc eu. Stai că s-a prăjit pâinea. Uite aici, două felițe de pâinică prăjită la meserie. Pun ulei de măsline acum pe el. Și o să mănânc așa boierește. Deci două feliuțe de pâine prăjite cu ulei de măsline, două ușoare fierte și două feliuțe de brânzică. Știu, o masă simplă. O să beau și un pahar de zeamă de varză. Stai să pun și a treia felie la prăjit. Mănânc trei felii. Asta e norma de dimineață, știi, un pic așa ca să am ceva în burtică, după aia m-a pus să fac o tocăniță sau un ghiveș cu vinete, cu ce mai am până traistă pe acolo. Asta e, mergem mai departe, așa e viața. Mă răs, sunt sănătos, am dormit bine. Parcă a început să ploua din ora afară, dar asta e, și ploaia e de la Dumnezeu. Hai că m-a pus să mănânc, dacă sunteți la masă, vă doresc poftă bună, vă doresc toate cele bune și tot binele din lume. Rămânem precum catarii, umăr la umăr. Pa, camarații!